Nu mai avem plăcuțe de frână. Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un nou clip. Ce vom face astăzi? Ei bine, vom căuta din nou mașini. Am câteva mașini interesante salvate, veți vedea imediat despre ce este vorba, dar până un alta nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Dar înainte de asta voiam să vă răspund la niște întrebări, pentru că destul de multă lume m-a întrebat de-a lungul timpului cum funcționează platforma Car Vertical, de unde sunt colectate informațiile și așa mai departe. Da, știu, probabil în continuare multă lume nu înțelege în totalitate cum funcționează platforma Car Vertical, unde, apropo, este foarte simplu și ieftin să-ți verifici o mașină folosind primul link din descriere alături de codul promoțional ABR. Îmi vei mulțumi mai târziu. Am decis să vă explic cum funcționează toată această platformă. Ei bine, Car Vertical colectează informații din baze de date oficiale. În cazul kilometrajului, informațiile sunt colectate în urma unei revizii la reprezentanță, în urma unui ITP, în urma schimbării de proprietate și așa mai departe. În cazul unei mașini furate, informațiile vor fi preluate din baza națională a poliției. Astfel vei ști de la început dacă mașina pe care ai verificat-o, mașina pe care ți-o dorești, este furată, în baza raportului realizat, bineînțeles. Poate te întrebi cum este determinat statutul legal al unei mașini. Păi pe baza registrelor naționale, instituțiilor financiare, plus alți furnizori terți. Am clarificat acest lucru. Dar poate te gândești în continuare cum de știe Car Vertical ce daune a avut o mașină? Păi și aceste informații sunt colectate din surse oficiale, cum ar fi compania de asigurări ce se ocupă cu evaluarea și din nou registre naționale. Dacă nu știai până acum, ei bine, Car Vertical vă poate arăta și valoarea de piață estimată pentru mașina respectivă. Asta pe baza modelelor statistico-analitice. Și încă un lucru tare, aproape fiecare mașină fabricată după 1981 are o serie VIN, o serie de caroserie. Un număr unic din 17 caractere este tot ceea ce trebuie pentru a-ți verifica mașina. Cum este creat un raport? Ei bine, deși raportul este simplu și ușor de înțeles, procesul tehnic din spate este unul destul de complex. Odată ce ai introdus seria de caroserie pe aplicație sau pe site-ul web Car Vertical, aceștia contactează automat sute de persoane, baze de date, solicitând orice informații legate de seria respectivă. În prezent, Car Vertical este disponibil în 30 de țări și are peste 900 de surse din peste 40 de țări. Și aici, revenind, includem bazele naționale ale poliției, instituțiile financiare, registre naționale sau de stat, anunțuri, chiar și organizații non-profit. Platforma oricum se actualizează periodic și este foarte simplu să înțelegi un raport. Acum că v-am explicat mai în detaliu cum funcționează această platformă, haide să vă arăt ce mașini am găsit în căutările mele. Nu mai avem plăcuțe de frână. Era și cazul. La cum am mers cu mașina asta de când am cumpărat-o, au ținut foarte bine plăcuțele. Haideți să vă arăt mai repede ce mașini am găsit, pentru că eu nu sunt complet șocat. Adică după atâta timp, după atâtea mașini verificate, după atâtea rapoarte cu probleme văzute, încă există mașini care mă șochează din ce în ce mai mult. Haideți să vă arăt ce am găsit în căutările mele, pentru că am 2-3 mașini care sunt ceva rău de tot. Adică nu am văzut până acum și nu-mi pot da seama cum poți cumpăra așa ceva și cum poți repara așa ceva. Pentru că cel mai probabil sunt persoane care s-ar băga la o astfel de reparație, la o astfel de lucrare, iar pe urmă să revândă mașina. Deși veți vedea voi imediat despre ce este vorba. Haideți să începem cu prima mașină. Lăsăm ce este mai rău la final. Începem așa, ușor, ușor. Avem aici un Mustang pe care l-am găsit recent. Un Mustang din 2018. Este vorba de motorul V8 5 litri. Deci ceva destul de rar, aș putea spune. Deoarece majoritatea optează pentru 2-3 EcoBoost. Un V8 pur american, autentic, este ceva destul de rar în zilele noastre pe Mustang. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu această mașină. Ok, avem daune, nu avem niște costuri estimate cunoscute, știm doar că dauna a avut loc în Germania, octombrie 2021. Nu avem o zonă anume indicată, nu avem costuri estimate cunoscute, dar în schimb avem fotografii. Haideți să ne uităm puțin la mașină și vă veți da din start seama despre ce este vorba. Ok, un Mustang superb. Ne uităm pe exterior, nimic, unde-i dauna? Stați. În continuare, din nou, următoarea poză, nimic. A treia poză, nimic. Mașina e impecabilă, adică arată impecabil pe exterior, nu ai zice că a avut o daună, că a avut ceva. În schimb, puțin mai departe, vom vedea prima poză care ne face să ne dăm seama ce s-a întâmplat cu această mașină. Mai exact, mașina a fost inundată și puteți și voi să vă dați seama că a fost inundată în adevăratul sens al cuvântului. Nu a pătruns puțină apă în ea, nu.
Tot interiorul este plin de pământ, de nisip. Dovada clară că mașina a fost complet inundată. Până în plafon. Cine știe, poate a fost complet scufundată. Ia vedeți aici, totul plin de pământ, nisip. A, da, este vorba și de un model cabrio. Mă gândesc că asta a contribuit la pătrunderea apei. Mă gândesc că a pătruns mai ușor. Ia vedeți zona aceasta a volanului, bordul. Nu se mai înțelege nimic pentru că totul este plin de nisip, de pământ. Păcat de mașină, deoarece mașina este superbă și, repet, este vorba de un V8 autentic. Dar, din păcate, asta se întâmplă cu majoritatea mașinilor. Da, este vorba de o mașină de SUA. De cele mai multe ori, dacă vorbim de o mașină import SUA, clar, acolo este cel mai mare risc ca mașina să fi fost inundată, să fi fost daună totală, deoarece se practică acest lucru. Se importă mașini din SUA cu daună, se repară, se revând. Atenție, sunt și persoane care își achiziționează și importă mașini bune din SUA, dar sunt mai puține cazurile în care sunt importate mașini din SUA întregi, în perfectă stare de funcționare, fără absolut nicio problemă. Și repet, nu este ceva greșit să importi o mașină din SUA. Și eu plănuiesc pe viitor să import o mașină, veți vedea pe canal în viitor despre ce va fi vorba, pentru că va fi ceva foarte tare, ceva ce plănuiesc de mult timp și ușor încep să se lege lucrurile și să ajung cât mai aproape de planul meu. Consider că va fi ceva wow pe YouTube în momentul în care mă voi apuca de acea serie și de acel proiect. Ok, mergem mai departe. Acesta este primul set de poze a noua 2021. Deci țineți minte, a noua 2021. A șasea 2022. Vom vedea alte poze cu mașina, niște poze profesionale. Mașina arată superb în continuare, aici a fost deja aranjată și reparată. Adică aici mașina nu mai este inundată. Deci puteți vedea și voi cât de bine arată. Ia vedeți interiorul acesta cum arată. Deci e nou, efectiv nou. Într-adevăr, o mașină inundată nu consider că îți pune viața în pericol atât de mult precum ți-o pune o mașină daună totală. Părerea mea. Dar și acolo există riscuri. Din acest motiv trebuie să știi ce mașină cumperi, să nu te trezești peste câteva luni, un an, că mașina pe care tu o deții, mașina îndrăgită de către tine, pe care ți-ai dorit-o atât de mult, a fost inundată sau a fost daună totală. Trecem la următoarea mașină și anume un Volkswagen Jetta, o mașină normală, dar dacă ne uităm la poze vom vedea ceva ciudat, ceva ce nu vezi pe orice altă mașină. Ne uităm puțin, vom vedea că mașina a suferit daune, bineînțeles, Statele Unite ale Americii, a 11-a 2018, și nu avem niște costuri estimate cunoscute. În schimb, avem fotografii. Și fotografiile arată în felul următor. A noua 2019, ia vedeți aici mașina cu propriul motor pus pe capotă, la propriu pus pe capotă. Și nu vorbim de un muscle car american supercharge cu admisia prin capotă. Nu, vorbim de un Volkswagen Jetta ce are motorul pus pe capotă. Da, mașina a suferit o daună gravă, după cum puteți vedea, avem toate airbag-urile sărite, deci tot ce înseamnă interior este distrus. Absolut toate airbag-urile sărite, cortine. Uite, eu nu știam că Volkswagen Jetta are cortine. Sunt plăcut surprins, adică la vremea aceea nu credeam că s-au pus cortine pe Jetta, dar iată că există. Repet, toate sunt sărite, totul este declanșat, tot interiorul este distrus, iar motorul mașinii este pus pe capotă. Acum vine următoarea întrebare. Îți cumperi un Volkswagen Jetta, o mașină de familie cu care să-ți faci treaba, să mergi din punctul A în punctul B și vezi pozele astea. Pozele astea în care mașina avea motorul pus pe capotă. Nu știu cine a fost cu ideea să facă astfel de poze. Bun, v-am spus că lăsăm ce este mai rău la final, este ceva ce nu vă puteți imagina, nici mie nu vine să cred când mă uit la acel raport. Până acolo mai avem încă două mașini găsite. De data aceasta este vorba de un Ferrari 360 Spider, care nu este în cea mai bună stare a lui. După cum puteți vedea, avem probleme pe partea de verificare titlu și avem daune. Dacă ne uităm pe partea de verificare titlu, vom vedea că mașina are înregistrat un titlu de salvage în ianuarie 2023. Ce înseamnă salvage pentru cine nu știe? Ei bine, mașinile declarate daună totală pot fi vândute la licitații cu acest certificat, cu acest titlu de salvage, ceea ce îți permite să o repari și să o repui în circulație. Asta înseamnă salvage, practic o salvezi, o readuci la viață. Din păcate, sunt și mașini care sunt foarte grav avariate și primesc acest titlu. Din acest motiv, trebuie să fii foarte atent atunci când îți cumperi o mașină, trebuie să o verifici și să te asiguri că nu a fost daună totală și nu a avut un astfel de titlu. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu acest Ferrari, primul Ferrari pe care îl verific. Avem două daune, a doua 2023, Statele Unite ale Americii, și a doua 2024, tot Statele Unite ale Americii. Nu avem niște costuri anume indicate. În schimb, ca de fiecare dată avem fotografii și haideți să ne uităm la aceste fotografii dureroase, sincer să fiu, pentru că ia vedeți în ce fel arată acest superb Ferrari. Din nou vorbim de o mașină inundată. Aceasta se pare că a fost complet inundată, a fost sub apă, deoarece este plină de pământ și pe exterior. Ia vedeți ce fel arăta acest Ferrari Spider.
Uitați interiorul, dureros, știu, dar acesta este adevărul și despre acest Ferrari, interiorul complet distrus, nu știu cât pot salva din el, deoarece când o mașină este inundată, din start, electronica este complet distrusă, tot ce înseamnă electronică, pe urmă vine partea de tapiserie, mochetă și toate materialele de la interior, bureți și ce mai există la interior și bineînțeles caroseria, care cel mai probabil va rugini în anumite zone dacă mașina nu este complet dezmembrată și complet uscată, să zic așa, nu știu, sunt foarte multe probleme ce pot apărea atunci când o mașină este inundată. La fel ca în cazul daunelor totale, a accidentelor, tot vor exista diferite probleme. Păcat de acest superb Ferrari, ia vedeți și voi în ce fel arăta volanul mașinii. Volanul este distrus, bordul care este îmbrăcat în piele este distrus, toate materialele de la interior sunt distruse, nu mai vorbim de electronică care 100% este praf. Da, asta s-a întâmplat și cu acest Ferrari, din păcate. Dacă mergem puțin mai departe, a doua 2023, mașina a fost curățată, arată țiplă pe exterior, adică e impecabilă, nu văd nici măcar o zgrietură dacă mă uit atent. Mai văd câteva urme așa micuțe, dar mașina arată per total bine. La fel și interiorul a fost curățat, nu mai avem absolut nimic. Wow, chiar a ieșit foarte bine, cel puțin în poze. În realitate probabil vei vedea toate defectele, dar sunt 100% sigur că mașina nu funcționează. Să nu vorbim și de faptul că sunt șanse ca motorul să fie afectat sau complet distrus dacă mașina era pornită în momentul în care a intrat în apă. Chiar dacă nu a fost pornită, sunt șanse ca motorul să fie afectat. Cam acesta a fost Ferrari-ul 360 Spider, o mașină din 2003. O mașină superbă, dar din păcate a fost inundată. Haideți să trecem mai departe. De data aceasta avem din nou o mașină normală ce a avut kilometri dați înapoi. Și haideți să vedem în ce fel a avut kilometri dați înapoi. După cum putem vedea, avem frumos parcursul până în august 2019, când mașina a avut kilometri dați înapoi. Ultima înregistrare cu kilometri reali observ că a fost undeva pe la 238.000 de kilometri aproape. Ulterior, mașina a mers cu spatele, cum s-ar spune, până la 82.000 de kilometri. A 8-a 2019. În continuare avem frumos parcursul până la 387.000 de kilometri aproape. Ulterior, din nou a mers cu spatele, a 3-a 2024, până la 116.000 de kilometri. Și la niște calcule rapide, mașina aceasta în realitate ar trebui să aibă undeva pe la 800.000 de kilometri. În realitate, pe bord mașina are 116.000 la ultima înregistrare, a 3-a 2024, dar în realitate mașina are în jur de 800.000 de kilometri. Bun motor, ce-i drept, dacă este în continuare motorul ei, dar da, mașina are kilometri dați înapoi și are și daune. 1, 2, 3, 4, 5 daune la număr. Deci, haide să vedem. A doua 2017, Polonia, niște costuri estimate cuprinse între 6.000 și 14.000 de RON. A doua daună, decembrie 2017, tot Polonia, niște costuri estimate cuprinse între 6.000 și 14.000 de RON. A treia daună, tot Polonia, a 6-a 2019, 24.000 și 48.000 de RON. A patra, suntem la a patra daună? 1, 2, 3, 4... A patra daună, a 7-a 2021, tot Polonia, 24.000 și 48.000 de RON. Și ultima daună, ce să vezi, mașina a ajuns în România, inevitabil. Și avem și aici o daună înregistrată în aprilie 2024, cu niște costuri estimate cuprinse între 2.000 și 6.000 de RON. Mai exact avem zona din spate avariată, spate bară de protecție și spate stânga bară de protecție. Haideți să ne uităm și la fotografii, pentru că sunt curios cum arată mașina aceasta după atâtea daune grave, pentru că sunt niște costuri mari. Da, arată. Adică luftul ăsta mare de la capotă, sunt sigur că nu trebuie să fie acolo. Aici la far, da, se vede că mașina a fost e făcută din bucăți. Mașină de 800.000 de kilometri, lovită pe toate părțile. Avem diferențe de culoare, zgâriată pe toate părțile, lufturi. Se vede că mașina a suferit aceste daune foarte costisitoare, ce-i drept. Sincer să fiu. Aceasta este o Skoda Fabia cu 800.000 de kilometri și 5 daune. Haide să vadă penultima mașină găsită și ulterior trecem la cea mai gravă. Până acolo avem un BMW seria 5, 1.60. Am avut și eu 1.60 acum vreo 7 ani, o mașină super tare, dar nu și aceasta. Este vorba de un diesel din 2009 ce a avut kilometri dați înapoi. Avem frumos parcursul până la 302.000 de kilometri. Pe urmă, mașina a mers cu spatele până la 185.000 de kilometri, a 6-a 2021. Deci, mașina din start are kilometri dați înapoi, iar pe partea de
daune. Vom găsi o daună nouă mare, ce e drept. O daună înregistrată în România, 1-a 2024, în zona frontală. Avem față bară de protecție și față dreapta bară de protecție, cu niște costuri estimate cuprinse între 2000 și 6000 de RON. Deci de data aceasta este grav că avem kilometri dați înapoi. Dauna în sine nu este foarte mare, poate fi o revopsire a bării. Cine știe, nu este ceva grav. În schimb, avem kilometri dați înapoi, avem și fotografii cu mașina. Ia vedeți, a noua 2019, probabil sunt niște fotografii de vânzare. Ia vedeți, primele fotografii, avem mai multe mașini expuse, da, aici se pare că mașina se afla la un parc auto. Este facelift, frumos, fix cu jantele acestea am cumpărat și eu E60-ul, acum mulți ani. Și ce să vezi, încă un lucru pe care am uitat să specific, în pozele respective putem vedea și kilometrii mașinii, 302.000 de kilometri aproape, exact cât avem ultima înregistrare reală. Al doilea set de poze, din nou este vorba de niște poze tot din Germania, avem aici și o zgârietură. Al treilea set de poze, a doua 2020, presimt că sunt niște poze din România. Ba nu, nu sunt din România, pentru că în continuare mașina are aceiași kilometri. Au fost mai multe anunțuri puse cu mașina respectivă și din acest motiv avem și diferite seturi de poze. Doar că toate aceste seturi de poze sunt din Germania, din ce observ. Ok, stați că ne uităm frumos aici și vedem când a intrat mașina în România, pentru că putem vedea. A 4-a 2021, ce să vezi, dacă ne uităm frumos în 2021, la doar 2 luni distanță, mașina a avut kilometri dați înapoi. Da. Se explică, a ajuns în România, kilometri dați înapoi și probabil repusă la vânzare. Iar acum haide să trecem la raportul care pe mine unul m-a șocat. Este vorba de un BMW seria 7. Da, a avut kilometri dați înapoi, dar credeți-mă, nu acesta este cel mai grav lucru. Haide să ne uităm și la partea de kilometri. Ultima înregistrare, 1-a 2023, 21.000 de kilometri. Iar în noiembrie 2023, mașina a avut kilometri dați înapoi până la 16 kilometri. În cazul acesta, cel mai probabil este o eroare, pentru că la această dată, noiembrie 2023, 23, veți vedea ce s-a întâmplat cu această mașină, din păcate. Haideți să trecem puțin și pe partea de verificare titlu, unde avem două titluri înregistrate. Avem un titlu de salvage înregistrat în noiembrie 2023. Nu văd ce ai mai putea face cu această mașină. Ia spuneți-mi acolo în comentarii, credeți că mașina aceasta ar putea fi reparată vreodată de către cineva? Și chiar dacă ar fi cumva prin minune reparată, ar fi un pericol pe străzi efectiv, atât pentru cei din jur, cât și pentru conducător. Iar al doilea titlu înregistrat, un titlu cu care sunt de acord, este vorba de junk. Haideți să ne uităm și la daune, deși sunt irelevante. În momentul în care vă voi arăta pozele, a 8-a 2023, Statele Unite ale Americii, nu avem niște costuri anume indicate, și a 11-a 2023, din nou tot Statele Unite ale Americii, și nu avem niște costuri anume indicate, dar a 11-a 2023 a fost data în care mașina a fost complet distrusă, a suferit acea daună totală. Haideți să vă arăt despre ce este vorba. Ia vedeți în ce fel arată această mașină. Pe mine unul mă șochează felul în care arată. Ia vedeți motorul cu tot cu cutie. Mă credeți că nu-mi pot da seama cum a avut loc acest accident? N-are logică ce spun, dar nu-mi pot da seama cum a avut loc impactul, din ce parte, pentru că uitându-mă la aceste poze, pare că mașina a fost efectiv strivită cu o bilă. Știți bilele acelea pentru demolare? Exact așa pare că a fost distrusă mașina, pare că a fost zdrobită cu o bilă din aceea. Altfel, nu știu, mi se pare complet distrusă. Nu-ți mai poți da seama, este efectiv un morman de fiare. Doar spatele mai arată așteptare, aici îți poți da seama ce fel de mașină a fost, dar în rest totul este complet distrus, în afară de un stop care nici acela nu știu dacă este întreg, niște tipsuri și poate bara din spate, nu prea mai poți alege nimic de pe această mașină. Uitați-vă și voi în ce fel arăta. Asta îți poate arăta un raport car vertical, îți poate arăta absolut toate informațiile de care ai nevoie atunci când dorești să achiziționezi o mașină și astfel îți poți alege mașina ideală pentru tine, fără a te expune riscurilor aflate pe piață, pe care le știm cu toții, kilometri dați înapoi, daune și așa mai departe. Nu merită să riști, este foarte simplu și în același timp foarte ieftin, dacă folosești primul link din descriere alături de codul promoțional ABR pentru a-ți verifica mașina. Astfel primești o reducere specială din partea mea. Cam atât cu acest clip, sper că v-a plăcut. Până una alta, nu uita să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Noi ne vedem data viitoare. Ciao!